Sute de călători CFR au rămas de dimineață blocați în Brașov și Timișul de Sus. Asta după ce drumul spre București a fost blocat pe Valea Prahovei de copaci căzuți de pe versanți și care au rupt rețeaua de alimentare a locomotivelor. Problema a apărut încă de luni, însă nimeni nu i-a anunțat pe pasageri că trenurile vor avea întârzieri chiar și de 4 ore. Unii dintre călători chiar au renunțat la bilete și au încercat să prindă o mașină de ocazie pentru a-și continua călătoria. Traficul a fost oprit la ora 7, dar CFR a avut prima reacție la ora 9:30. În jurul orei 11, traficul feroviar a revenit la normal. O parte dintre călătorii care au pierdut ore întregi prin gări fără să primească vreo explicație au de gând să ceară despăgubiri materiale.